Salut, sunt Andy. Și mă întorc imediat, doar o idee genială și v-am dat peste cap. A început ca o glumă, dar acum nu e bună. Tot orașul strigă în cor: hey, hey, cu Andy! Cel mai mare, cel mai tare, dintre părcălii. Sunt un pop, un factor, un artist, un vespo. Petrecerea. Fă cumva să vii! Sâmbătă seară va fi o infamie! Sper că vei păstra un dans pentru mine! Jervis să danseze? Ce-i asta? Sunteți invitat în mod cordial la petrecerea de sâmbătă seară acasă la Jervis Coltrane. Tema? Cowboy! Oh, Jervis dă o petrecere cowboy! Sună de toți banii! Dar dumneata nu ești invitat, domnule Butinski. Doar cu titlu informativ, va fi petrecerea anului. Oh, da? Veți face, știi tu, ceva foarte special? Da, să tragă de coadă măgarul. Îți păstrez un dans cu mare plăcere. Grozav! Am exersat un nou sistem de dans funk. Mă pricep foarte bine acum. Care-i problema, Larkin? Ești gelos? Gelos? Eu? Eu nici nu știu înțelesul cuvântului. Bun, ăsta e planul. Dacă nimeni altcineva nu merge la petrecerea lui Jervis, Lorinu va merge nici ea cu siguranță. Nu-i așa? Așa că dacă Lorinu vine, nici el nu o să-i arate nimic. Deci tot ce trebuie să fac este să mă asigur că petrecerea o să fie un fiasco. N-ar trebui să fie prea greu. El oricum este cam nătăfleț. Danny, geanta, te rog. Hei, Lee! Sper să vă văd acolo sâmbătă seară. O să fie o mică zbănțuială. Ce zici? Stai! Asta nu-i bicicleta mea! Auci! Trebuia să ghicesc că ești tu. Foarte matur. Ne vedem acolo. O, da, a plănuit ceva mare. Cu toate invitațiile pe care le-a făcut, cineva trebuie să apară, nu? Nu vor veni după ce vor vedea distracția pe care am pus-o la cale. Aha, uite, a ajuns. Ăsta este omul care dă o petrecere. Salut, Jervis! Vrei să mă vezi cum fac animale? Din baloane? Vrei să vezi? Fă o girafă! Tot ceea ce vrei tu și invitații tăi de la petrecere pot să fac din baloane! Ai angajat un clov? Prăpăditule! Ți-am spus vreodată ce sensibilă este sora mea? Nu! Nu am angajat un clov stupid! Vreau să spun, uite-te la el! Hei, ia ascultă! Ai noroc că nu vin să te învăț cum să te porți, că sunt un profesionist. Și dacă pun eu mâna pe puștiu ăla care m-a angajat, îl fac praf! Hei, stați o clipă! Trebuie să mă credeți! Nu asta e distracția! Sincer! Atunci care este? Închiriez un taur mecanic! Da, asta e! Ar putea fi drăguț! Wow, n-a mai călărit niciodată unul! Sună interesant! Păcat că tu nu o să fii acolo! Hmm...
mare. Te gândești să vii la petrecere? Poți fi sigur de asta, abia aștept. Bine, nu-mi iese așa cum ar trebui în momentul ăsta, dar cu ajutorul celui mai plictisitor instrument muzical din lume pe care l-am lăsat întâmplător în cameră, lucrurile s-ar putea să se schimbe. Oh, bine că te-am întâlnit, Jervis. Ți-ai uitat acordeonul și partiturile în sala mea. Nu sunt ale mele! Astea sunt inițialele tale, nu-i așa? Trebuie să fie acordeonul altcuiva. Dar are inițialele tale? Dar eu nici măcar nu cânt la acordeon. Să nu-ți uiți partiturile. Ți-ai ales niște piese foarte lungi și dificile. Noroc mult la recital. Pentru ultima dată! Ele nu sunt ale mele! Un recital de acordeon la petrecerea ta? Wow! Asta da distracție! Asta e! Eu nu mă mai duc! Ce instrument stupid! Asta e! Nu mai merg! Am angajat un DJ uimitor! Este cel mai bun din oraș! Mixmaster MBA! Wow! Avem un DJ? Ne-ai pomenit! Avem un DJ! O, da, petrecerea mea va fi sălbatică! Este timpul să facem o farsă un pic mai creativă. Scuzați-mă! Voi veni și eu la petrecerea ta și îți voi aduce niște carne misterioasă. Voi arunca chiar și câteva bucăți de gelatină. Asta e! Eu nu mă mai duc! Se pare că singurul mod prin care poți face pe cineva să vină la petrecerea ta e să-l plătești. Hei, mulțumesc, Larkin, mi-ai dat o idee. Ascultați, toată lumea. Cu toții știți că tatăl meu deține raionul de electronice la mol, așa-i? Cu suprapreț. Ei bine, va avea loc o tombolă la petrecere. Este un premiu imens. O surpriză, dar trebuie să fiți acolo pentru a câștiga. Așa mai vii de acasă. Ce grozav! Ei bine, în ciuda eforturilor tale, se pare că va fi o petrecere până la urmă, nu-i așa? Eu și gura mea mare. Ia zi, vrei să-mi spui ceva, partenere? Ia-ți mâna unsuroasă de pe pălăria mea, ciudățenie! Chiar te duci la petrecerea lui Jervis? N-aș merge acolo nici mort. Știu că e plictisitor, dar premiul din raionul de electronice al tatălui său merită. V-am spus vreodată cât de umanitară este sora mea? Am auzit de la cineva că Suzy a vorbit cu Betty, care a spus că Tyrese l-a văzut pe tatălui Jervis ducând acasă un televizor imens cu ecran plat. Știi, nu vroiam să spun nimic, dar nu mai era niciun taur mecanic de închiriat, doar o navetă spațială, așa că Jervis a schimbat tema în extraterestri. Miroase a altă farsă de-a ta. E, crezi ce vrei, numai să nu vii la mine plângându-te că îți vei da seama că vei fi singura gen calamitate într-o cameră plină de clingonieni. Hai să vedem ce spune Terry despre asta. Hei, Terry, porți și tu cumva costumul de cowboy? Da. Da. Trebuie să spun, Andy, că punându-l pe Maș să aducă acele noi invitații a fost o farsă genială. Doar nu mi se spune degeaba cel mai mare farsor din lume. Că cum ai făcut-o? N-ai fost plecată mai mult de 10 secunde? Dacă ai fi avut vreun fel de viață socială, nu ar mai fi trebuit să întrebi asta. Ne mai vedem și altă dată, rataților. Despre ce vorbește? Am o viață socială. Dacă nu pot opri petrecerea lui Jervis, măcar am obligația morală de a o sabota, nu-i așa? Haide, Danny, hai să vedem cum merge farsa noastră. Salutare tuturor! Ce-i cu aluminiu ăsta? Ia să aud! Cowboyii nu purtau aluminiu? Ăsta nu e al meu, eu...
Hei, hei, încetează să tot încerci să-mi strici petrecerea. Jervis, cu cine vorbești? Lori. Ce fel de extraterestru ar trebui să fii? Unul idiot. Taci din gură. Poftim? Am spus șerif. Asta e, sunt șeriful de la mulți ani lumină depărtare. Păi, cred că asta e o întorsătură interesantă. Va fi cea mai bună petrecere de vreodată. Scrieți-vă numele pe o bucată de hârtie și puneți-o în coș pentru loteria de mai târziu. Ți-am spus eu, este un televizor cu ecran plat. Hei, omule, îți place să faci scratch-uri? Păi, eu am alergia asta supărătoare. Nu, să faci scratch-uri, știi tu, să mixezi discurile. Oh, doamne, nu, ăsta este un pick-up de colecție, nu o jucărie. Acum ce facem? Alo, poliția, aș vrea să raportez o petrecere sălbatică. Merge mai bine decât mi-am închipuit. Ei vor striga petrecerea distrusă. Ce multe ți oferă brațul lung al legii. Nu te îngrijora, următoarea mea farsă îi va demonstra lui Lori cât de ieftin este Jervis. Haide! Ei, mi se pare cunoscut tipul. Oh, ia uite cine vine. Omul petrecerilor. Te cunosc de undeva? Da, mulțumită ție și puștiului eluia blond. Nu am fost angajat ca clovn la petrecerea ta. Și am fost concediat de la agenția de clovn. Acum am slujba asta de nimic. Aici sunt aripile tale. Cloc, cloc. Costă 200 de dolari. Dar nu am comandat aripi de 200 de dolari. Dar ce ești tu, un fel de farsăr? Nu plec până nu văd banii, clar? Aripioare de pui? Îmi plac la nebunie! De ce crezi că le-am comandat? Accept și cărți de credit? De fapt, de ce nu rămâi și tu? Da, nu e îmbrăcat ca extraterestru. Dar poate fi tipul cu aripioarele de pui de pe Pluto. Păi... este ultima comandă a mea. Deci, ai carnet de șofer, nu? Ah, nu acum. În sfârșit, hai să mergem acasă. Nu, e timpul să zdrobim petrecerea asta stupidă. Credeam că ai spus că n-ai vrea să fii prins la petrecerea asta. Toate farsele mele din exterior au dat greș. Trebuie să mă apropii mai mult de acțiune. Haide, Buții, știi că nu ai voie afară. Ia zi, te-ai gândit cum să intrăm? Da, dragul meu, Pickett, cred că da. Îmi intră sos de aripioare în ochi. Uite, am curățat aceste containere cât am putut de bine. Alo? Ați putea anunța pe șeriful Rogie că de 5 ori 22-6 este în curs? Mulțumesc. Ce înseamnă de 5 ori 22,6? Să mă bați dacă știu. De 5 ori 22,6 petrecăreți în piscina primarului. Îndemânat e ca și Flynn. Andy Larkin n-are muște pe el. De acum mirosul ăsta e doar o chestiune de timp, îți spun eu. Am să miros ca un bufet câteva săptămâni. Nu putem fi prinși aici. Trebuie să ne amestecăm printre ceilalți. Wow, ce e asta? Trebuie să fie noul sistem de dans al lui Jervis. Ar trebui să fie dat în judecată. În orice caz, câte televizoare cu ecran plat au oamenii ăștia? Așteaptă un minut. Ei bine. Ah,
Danny, am o idee. Ține-l ocupat pe tata lui Jervis. S-a făcut, partenere. Ei, sunt interesat în a cumpăra un nou televizor, dar nu știu cu cine să vorbesc. Păi, acum, micul meu prieten, dacă tot miroșe a sos proaspăt, lasă-mă să-ți spun câte ceva. Este timpul să o jucăm pe frumușica asta. Uhu, yeah, yeah! Hai, Jervis, arată-ne niște mișcări. Poți să fii sigur! Hei! Nu e rău, doar 147 de rate ușoare, câte $47 pe lună și televizorul de 50 de inci cu ecran plat poate fi al meu. Dacă tot vorbim despre televizoare cu ecran plat, să ne jucăm de-a primul cel mare. Hai băieți, petrecerea este aici! Știu, putem juca un joc pentru petreceri. Sigur, ce-ar fi dacă am juca premiul cel mare? Da, bravo! V-am spus eu vreodată cât de subtilă e sora mea? Va trebui doar să aveți răbdare. Între timp, hai să jucăm un joc. Ce ziceți despre învârtitul sticlei? Asta da atmosferă! Haidem cu toții în sufragerie! Ha, aceste tigăi de alumini îmi par cunoscute. Dacă el crede că o va sărăta pe Lori, atunci vine și un alt lucru. Haide, să-i dăm drumul! Hei, asta nu e pisica ta? L-am auzit pe tatăl tău că n-are voie afară. Buții, hai înapoi! Pregătiți-vă pentru un truc căruia mie îmi place să-i spun o voi pupa pe Lori. Și doar ca să mă asigur. Buții! Oh, Buții! Ce să fac dacă am o personalitate magnetică? Nu! Nu-l săruta pe tipul ăla! Sărută-mă pe mine! Tu? Tu! Știu că este prost și enervant, dar este fratele meu și numai membrii familiei au voie să-l bată. Am spus eu vreodată că te iubesc pe sora mea? Dacă nu tragi la sorți acel televizor, vreau să spun, acel premiu surpriză chiar acum, noi plecăm, acum. Așa e, are dreptate. Bine, nu plecați. Câștigătorul este la... Hei, nu ar trebui să tragi un bilet mai întâi? Oh, așa e, scuze. Și câștigătorul este... Lori! Wow! Mulțumesc, e interesant. Vrei să spui că ne-am pierdut toată sâmbăta noastră prețioasă pentru asta? Dar ăsta nu e adevăratul premiu. Andy. No, da, vă rog. Jervis, nu ai uitat cumva de tragerea la sorți? Da, toată lumea, acesta este adevăratul premiu. Exact când te gândeai că nu se poate mai plictisitor de până acum. Ai văzut. Dar portretul ăla este chestia cea mai importantă aici din magazin. Mulțumesc, Jervis.
E cu adevărat drăguț. Ah, bună, Bobo. Nu te îngrijora, puștule, nu am să te bat. Sunt căi mai bune de răzbunare. Să te duc cu mașina? De ce nu? Ce drăguț! Iar numele meu este Brad. Dar i-ar fi trebuit să fie cu mine. Nu, trebuia să fie cu mine. Nu știu ce vede la clownul ăla.